La biserica fața lungii din Craiova, oamenii au venit în număr mare astăzi la slujbă, mai ales că Sfântul Ștefan este și ocrotitorul acestei parohii. Un moment special la care au luat parte credincioșii prezenți la slujbă a fost acela când unul dintre diaconi a fost hirotonit în prezența înalpreasfințitului Irineu, mitropolitul Olteniei. Ziua de 27 decembrie, atunci când este prăznuit Sfântul Ștefan, este foarte importantă pentru credincioși, pentru că este ocazie de a-și aminti de cei dragi trecuți la cele veșnice, dar și pentru a se ruga pentru noul an. Preoții spun că prin faptele și prin jertfa sa, Sfântul Arhidiacon Ștefan îndeamnă credincioșii să fie mai toleranți și să-i ierte pe cei care le greșesc. Sărbătoarea Sfântului Ștefan este o mărturie evidentă a realității nașterii Mântuitorului Hristos. Nu este o iluzie, nu este o închipuire, ci este un lucru real. L-a văzut Sfântul Ștefan și Sfântul Apostol și Evanghelist Luca l-a consemnat în cartea Faptele Apostolilor. Sfântul Ștefan a fost primul martir creștin condamnat la moarte de autoritățile iudaice din Ierusalim. Se spune că a fost unul dintre cei 7 bărbați plini de Duh Sfânt și de înțelepciune, aleși de apostol pentru a îndeplini calitatea de diaconi. Peste 500 de români poartă numele Sfântului Arhidiacon Ștefan.